Pentru obținerea răsadurilor de țelină este necesar să semănați semințe proaspete, numai vechi de un an, colectate de la țeline mature, cu dimensiuni foarte mari. Semințele se seamănă în luna februarie, astfel încât până la sfârșitul lunii aprilie răsadurile să reușească să crească suficient. Răsadurile de țelină pentru rădăcină vor fi pregătite pentru transplantare în grădină în luna mai, când ajung la o înălțime de 10 cm și au de 35 frunze reale. Timpul ideal pentru plantarea răsadurilor este luna mai. În cazul în care primăvara este târzie, puteți aștepta până când temperaturile ajung destul de ridicate și solul se încălzește, să aibă undeva 15 grade Celsius. Se fac gropi mici cu o adâncime de 10 cm. Distanța între răsaduri trebuie să fie 40 de cm, iar între rânduri 60 de cm. Răsadurile de țelină trebuie udate în mod regulat, în special cele pentru rădăcină, și trebuie să îndepărtați burienile. Prima fertilizare se efectuează în 10 zile de la plantare, iar a doua la 5 săptămâni după transplantarea răsadurilor în grădină.